שמה רומניה, מפעל. ובמפעל עבד בחריצות, פועל ששמו ניקולאי. יום אחד נסגר המפעל. Din câte știu eu, toată platforma asta să vinești, a început să construiască prin anii 1950 ceva. Platforma asta a fost construită numai de pușcăriași. Timpul comunismului avea mecanici, avea operatori, avea electricieni, chimiști. Era absolut tot. Dacă vroiai să faci ochi de om aici, făceai ochi de om. Cam pe fiecare sat pleca un autobuz plin. Ținând cont că sunt multe sate aici, când se aduna aici, nu avea loc autobuzele să intre. Pe timpul lui Ceaușescu era cam peste 30.000 de muncitori în toată platforma Săvineștului. Odată cu căderea comunismului, a căzut tot, au rămas toate în paragină, au căzut. Băi, Nea Vasile, ce fa, băi? Nea Vasile! Cine mai este? Da, nu-i cunosc. Da, am un coleg nou. Da? Ce-a fost o plecat, ce-a fost mai vechi o plecat, spune tare, prin spate. Da? Și tu ce faci? Unde lucrezi? A, unde lucrezi? Eu lucrez de parte. Unde? În Italia. În Israel. Doar de când? Dar ce mai e în Israel acum? Mai... Da, păi am cetățenire acum. Izraeliană? Da. Ești, dar ce ești, căsătorit cu... Nu, eu. Ah. Cine e șef acum aici? E Lucian Pupțaie. Mi-a al dracu, e? La Mulțean, nu nimeni încălzate. Italien pește un mormânt sau vreodată, mai vii bine și nu? Da, domnul. כדי לספר על ההתרחשויות המפתיעות שהפכו את ניקולאי לאזרח ישראלי, מבלי שיאלץ להתחתן עם אישה מקומית, אנו צריכים לחזור אחורה. 8 שנים אחורה. לאותו יום בו סגרו את המפעל. בזמנו לא הכרתי את ניקולאי. אבל את סיפורו החלטתי לספר לכם באופן הכי קרוב להתרחשותו במציאות.